Salutare, oameni buni, și bine ați venit! Este vineri seară, ora 18, decolăm. Un nou episod de podcast, da, bravo, așa cum v-am obișnuit. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vreau să vă spun că am văzut creșterea uriașă de subscriberi, de like-uri, de comentarii și, bineînțeles, de clopoțele apăsate în ultima săptămână. Vă mulțumim și să vă dea Dumnezeu sănătate. O să vă dăm și noi la rândul nostru înapoi atunci când o să fie nevoie să vă dăm și noi subscribe. Doar să ne anunțați. Îi dăm drum. Avem un episod interesant, așa că m-am asortat. Prietenii de la Culto mi-au trimis un ceas foarte mișto. Este un Citizen Pro Master care, fiți atenți, se încarcă de la soare. N-are nevoie de baterie sau altceva. Efectiv, l-a expus și a luat vitamina D și îți dă ora exactă. Dacă vreți și voi să aveți așa ceva la mână, vă rog frumos, magazinele Culto, online sau fizic. Și atenție, are metal care este antialergic, ceea ce te face să nu strănuți așa ca prostul când porți orice ceas. Pe de altă parte, prietenii de la BCV ne-au trimis un Martini Fiero și am făcut și o rețetă simplu, Martini Fiero tonic, adică jumătate de pahar de martini, niște gheață, puțină portocală, după care tonic. Așa că suntem pregătiți să și degustăm ceva. Invitata mea de astăzi, pentru că știu, v-am obișnuit de obicei să zic invitatul, de data asta am invitată. Și nu orice invitată, stăm astăzi de vorbă cu Antonia. Bine ai venit la podcast! Mulțumesc că m-ai invitat! Super mamă, super cântăreață, super frumoasă, lumea te știe. Hai bă, nu, să ne necăcăm pe noi că e ceva. Ori mănânci ceva ceea ce noi nu mâncăm, ori faci tu ceva aparte, dar nu te schimbi, adică asta pot să spun. Pentru că ne-am văzut de-a lungul timpului, ne tot vedem pe la emisiuni, că ne-am văzut pe la Pe Bune, pe la Jocuri de Celebritate, pare că de fiecare dată ești la fel și cu toate astea ai grijă și de copii. Nu-ți mănâncă creierii. Bă da, asta zic. Mult. Și acum cu ce cresc? Cu atât e mai... Certuri prin casă, deci nu știu de câte ori țip pe zi. Gata, nu vă mai certați, gata, nu vă mai certați, gata. Și mi se umflă și vena asta, deci da. Mi-e frică într-o zi să nu mor de la nervi. Dacă e să te iau așa ca pe un început, la tine nu e o copilărie normală, că nu ești de aici, dacă ar fi să te iau din ai cu ești tu maică. E greu așa, deci tu ai copilărit ceva Utah, Las Vegas... Altfel de copilărie. Acolo ce jocuri aveați? Aveați asta cu făceați, nu știu, bubuiați carbitul, aveați pistol de la cucui, de la semănătoare, învârteați cercul la roata, de la geanta, de la bicicletă. Ce se joacă un copil la Vegas în afară de păcănele? Păi stai, în copilăria mea aia, când ne jucam jocuri, a fost petrecută în Utah. Și acolo aveam cartiere... cum sunt și aici, bine, în locurile bune, cum ar veni. Și ne jucam Ghost in the Graveyard, știi? Ghost in the Graveyard? Da, what adică, you know what that means? It's like, there's like five people that line up și, stai că nu mi-am amintesc foarte, foarte bine, dar unul merge. Cinci? Ne jucăm afară. Da. Ne jucam. Trebuie să fie, în primul rând, să fie întuneric afară. Ok. Și prima persoană care, he's it, cum ar veni, da. Merge și mai sunt vreo 3-4 persoane, 5, nu mai mi-amintesc, în spatele tău și tu așa, n-ai voie să faci zgomot, este ascuns între timp și el când se întoarce, gen să nu, fii, să nu te prindă cum te ascunzi și pe aia ăla te caută să, din astea, aia nu știu. Aia un v-ați ascuns ele un gen, da. Ăsta, dar e in the graveyard. Ghost in the graveyard. Adică mai sunt alte reguli, dar nu mi le amintesc eu, e ok. La noi cred că s-ar fi tradus ceva de genul tu și morții tăi sau ceva de genul ăsta, că era în spatele tău, sau, nu? Da, și da, se ascundea. Da. Și în afară de ăsta? Și în afară de ăsta, ce mai aveam? Ne jucam... Noi ceva foarte periculos multe... exista, pentru că noi în copilăria noastră aici, partea de comunism, ne jucam foarte mult în șantiere, noi... Era și joacă, dar era și riscul să mori. Probabil și noi făceam chestii de genul ăsta. Mergeam printre locuri unde nu aveam voie, dar făceam foarte multe. Eu, ca fată, îmi plăcea să mă duc la sleepovers. Să rămâi peste noapte, da, la altcineva. Da, da. De ce îți plăcea asta? Pentru că nu mai eram acasă la mine, mai schimbam și eu atmosfera, mai erau și alte persoane, făceam party. Am avut odată, m-am dus la o prietenă acasă și am dormit pe trambulină, avea afară în curte, da, da, da. Și avea niște, din astea, cum se cheamă, de dormit, saci de dormit, sleeping bags. Da, saci de dormit. Saci de dormit. În engleză, sleeping bags. N-ai zis nimica, erai gen... Da, nu mă gândeam acum, să-mi confirm, da, așa se zice, așa. Da, așa. Și ați dormit pe trambulină direct. Da. Nice. Erai urâtă când erai mică. Eram între.
erai aveam și momente când am fost urâtă. Urâțică, da. Da. Din cauza nasului aveai probleme? Tu credeai asta despre tine? Nu mi-amintesc ce era. Eram ciudată pentru mine. Și când ai făcut așa? Da, aveam buzicele mici, da? Năsucul ascuțit. Și credeai tu despre tine că ești urâtă sau era o confirmare? Nu credeam, nici nu știu dacă m-am considerat urâtă, sincer. Nu mi-amintesc asta, dar nici vreo, wow, cea mai... Eram copil normal. Am înțeles. Furai chestii? Aveai asta să bași gheruța, să te agăți de ceva ce n-aveai și ce asta rămâne la mine? Am furat de două ori, am furat în viața mea și era să mă prindă și m-am... pe mine. Ce? Odată nu știu ce am... Știi că sunt, când te duci în mall, sunt insulițe din aia pe mijloc, știi? Da, niște da. Magazine, da, și erau din astea de bijuterii și... La noi sau la ei? Nu. La ei? Când da, eram copil, la ei. M-am gândit că poate și pe aici ați avut ceva cu ochii. Nu. Și aveam niște prietene nepotrivite. Da. Și ca să fiu cool, am zis, mamă, dar ce ușor ar fi să fac așa și să plec. Și am făcut-o și am simțit că ne urmărește o doamnă de acolo, venea după noi, m-am speriat foarte rău, că eram copil, adică chiar eram cu minte, mi-era frică de părinții mei. Bine, acum erai un copil cu minte care furase ceva. Nu, era prima dată în viața mea, da, și mi-a fost frică că ne urmăra din ce în ce mai repede și l-am aruncat la gunoi. Am plecat, da. Deci l-ai furat pentru o perioadă foarte scurtă. Adică da, asta da. A fost. Și a doua oară ai ajuns cu furtul acasă? Nu, a doua oară era să mă duc direct la pușcărie de copii sau cum. Deci am fost cu o prietenă și a furat haine. Da. Nu știu cum făcea de... Se ducea să le probeze da. Și le punea, știi, așa, mai layers. Mai multe rânduri ieșea de acolo. A bipuit. Și n-a și fost tu, foarte ce bine. Ce treabă eu ai nu. Avut? Nu, consider că am ajutat-o, cum ar veni, că am stat lângă ea, dar n-am furat eu, da. A luat complice păi da. De furat păi maiuri. Da. Îți dai seama să fiu cu pușcărie, să se afle acum, Antonia a făcut pușcărie pentru 3 tricouri. Penibil. Nici nu puteai să pari vreo dură de aia, să dai acum prin, nu știu, prin branșa voastră de... Că am făcut ceva, zici, da. Antonia pușcăriașa a îngrijit de pușcărie pentru 3 tricouri. Da, penibil. Adică n-ar avea... Nu. Tu ai furat ceva vreodată? Băi, știu că nu e podcastul meu, dar am zis că te întreb. Am furat. Și nu doar o dată. Nu la nivelul ăsta. Eu n-am furat niciodată din magazine, mi-a fost frică. Ok. Dar în schimb, mi-am însușit lucruri care nu erau ale mele și îmi plăceau. De la ce? De la prieteni? Băi, da, de la prieteni, de la dușmani. Și nu acum contează. Te vede un prieten, acolo e... Nu. Acum n-am mai furat, dar în perioada asta de adolescență sau dacă vrei, oricum, eu la Craiova eram crescut de bunii, stăteam și în cămin. În cămin când stai, nici nu se consideră furt. Ok. Adică, pe bune, deși nu vorbim de pasă de dinți, inclusiv gagica. Bă, cine mi-a luat-o? Wow! Am vorbit cu Bordea, am fost acum când stăteam la un atent. Ce? Na, aici se împrumută, nu se consideră furt. Ok. Cum ar veni, dar... Și ele vagabonțele, că acceptau. Da. Dar ca bunuri așa, totuși, diferența între noi doi, tu ți-ai avut copilăria în Utah, eu eram pe la Giurgeni. E o chestie de asta, nu prea aveai ce să fure, adică nici surpriză turbo n-aveam, dar... Am mai nu pus știu, una din când în bomboane când. Din magazin, ceva. Dar copilăria ta n-a fost numai lapte și miere, cum crede lumea, pentru că eu cred că sunt mulți oameni care zic, băi, eu știu de ce e frumoasă Antonia, mă, că e și liniștită, a crescut liniștită, n-a avut treabă. N-a fost chiar așa. Uh-huh. Am văzut niște poze cu maică ta, oricum să-i transmis felicitări, arată foarte bine. Mulțumesc. La vârstă. Este senzațională. Mulțumesc. Și vreau să te întreb, ce sfaturi ai primit tu de la mama ta în copilărie și pe care le simți acum că sunt aproape și le aplici pe ai tăi, pe copii? Noi, părinții mei, au fost un exemplu foarte mare pentru mine când a fost vorba de, cum să zic, mi-a arătat foarte multă afecțiune. Da. N-am dus lipsa, m-am simțit foarte iubită și am muncit întotdeauna, deci asta mi-au implementat, cum ar veni, să întotdeauna mamă să fii femeie independentă. Da, asta ți-a zis maică ta. Da. Să nu depind pe niciun bărbat, pentru că, Doamne ferește, ok, steți împreună peste noapte, el are chestiile lui, mașina lui, casa lui, te dă afară, tu rămâi pe stră și el bine mersi, știi? Și întotdeauna... Ceea ce nu se întâmplă acum, tu nu stai cu băieții tăi și le zici să fiți femeie independentă. Nu, dar nu. Să muncească, adică să muncească.
și să mereu să păstrez bani pentru orice urgență, Doamne ferește. Asta te-a învățat, să pui deoparte, să ai acolo, deoparte, bă, că nu știu, da. Bani negri. Da. Nu, bani albi pentru zile negre, parcă așa e expresia. Nu știu. Așa era, să ai bani puși deoparte, bani albi pentru zile negre. Da. Și în afară de asta, că să fii independentă și așa mai departe, ai ceva expresii moștenite care ți-au rămas și le aplici? Nu prea când mi-amintesc nervoasă, acum. Te certa maică-ta? Ah, wow, vai, stai, am una. Când mă mai certa mama și mai îmi dădea una, așa, nu că m-a abuzat. Știi despre ce vorbesc? Da, mă, da, o pălmuță. Bătăiță din aia, da? De da. Nu ești cu minte. Și ziceam, oh, numai dacă mă doare și ea, și pe mine mă doare sufletul, a, mereu. Da, 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 deci da. Pe mine mă doare sufletul, că nu era mă ascult. Era vorba lor, da. M-a venit și mie să zic asta una la copiii mei. Și pe mine mă doare sufletul, mai like, oh my gosh, zici. Dar cum ești cu ei? Adică cum te înțelegi cu băieții? Că e o diferență. Tu, maică ta cu tine fată, tu acum femeie, da. Ai o fată și da. Ai și doi băieți. Și da. Băieții, eu i-am văzut, mă întâlnesc cu ei la sală. Și am mai vorbit cu ei. Cum te descurci cu băieții? E mai greu decât cu fetele? E mai greu din punct de vedere că au foarte multă energie. Da. Ce să spun? Sunt consider că i-am educat cât de cât ok și mă ascultă dacă văd că eu sunt nervoasă sau strâng din dinți cum făcea mama. Nu sunt pe modern parenting, nu, îmi pare nu, rău. Ei pe cine consideră că este good cop, bad cop, cum e și la mine? I'm bad cop. Tu ești. Ok. Da, știi că e vorba asta de s-au schimbat vremurile, Antonia, ce fac generația asta? Eu nu cred în totalitate în treaba asta, pentru că tu îți educi copiii, mama, nu vreau să o duc în direcția aia. Păi nu, conversația ce înseamnă că nu sunt în măsură să dau sfaturi. Eu doar îți povestesc despre ce fac eu acasă la mine. La trei copii pe care i-ai, eu zic că ești în toată măsura să dai sfaturi când vorbim de creșterea copilului. Da, dar știi copilului. Cum e, nu-mi place să spun alții, așa e bine, știi? Eu îți povestesc de cum ta, da. Fac eu. Consider că tu dai educația și tu impui regulile și stilul în care îți crești copii, indiferent de ce generație există, nu? Adică ce înseamnă acum că trebuie să mergem după generația aia să facem toate prostia pentru că ce să face Antonia? Are legătură cu ce ai primit. Are legătură cu ce ai primit. Eu dau mai departe. Dacă asta ai primit, asta dai mai departe. Dacă nu ai primit, cum să dai mai departe ceea ce nu cunoști? Nu știu, mai sunt niște părinți care sunt mai în vârstă decât mine și care te-ai fi gândit că poate aplica aceeași, ba mai, știi, aceeași tactice sau nu știu cum să zic și sunt... Nu mai știu ce să mai facă, pentru că, virgulă, copiilor sunt de neoprit. Vai, nu mai știu ce să mai fac. And I'm like, Fără să dăm nume acum, când ieși ca aia și cu ei, când erau mai mici. În combinații de-astea în care mai veneau și alți părinți cu alți copii. Așa. Care sunt lucrurile cele mai ciudate le-ai văzut, pe care le-ai văzut la alte familii? Stai că nu vis-a-vis, știu acum. Adică când ieșeai, de exemplu, la ziua de naștere a unui coleg sau ceva de genul ăsta, unuia dintre ei. Știi, când te duci și sunt mai multe familii, știu. Unii au copii la Cambridge, unii au la Little London, unii au la școala aia germană care se joacă cu lemne. Da, nu cunosc toate. Montessori, nu? Nu le știu. N-ai pe văzut toate. Diferență? Eu am văzut, eu te întreb că eu am fost la petreceri de copii și am văzut chestia asta, copiii care au crescut mai liberi, în care aveau voie să zică orice. Da, asta și n-am care dat la mine. Modul, bă, dacă mai zice ăsta ceva, intervin. Și maică-sa era, nu, nu, noi așa l-am învățat să fie foarte liber. Nu, 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 la noi e contra. Adică toată lumea e foarte... Da, da, nu, asta am înțeles. Voie. Știi? În jurul meu. N-am văzut, so far n-am văzut ceva acum. Cum, de genul. Cum tratați asta cu gadgeturile, cu telefoanele, cu tableta, cu... Au limite. PS-ul, cum? De mici, deci eu le-am spus că nu vreau să le iau telefoane, nici în ziua de azi, dacă se putea, nu le luam telefoane, dar nu s-a putut așa. Tatăl lor au spus, haide mă, ca toți și le facem niște reguli și am zis, vreți telefoane? Când ajungeți acasă, n-aveți voie să stați pe ele, pentru că n-aveți motive de ce, aveți o grămadă de jucării, aveți unul pe altul, vă jucați între voi, adică da. Mai au și PlayStation care îi lasă să se joace. Ok. Și respectă regulile astea, pentru că știu că e groasă cu mine, dacă nu... Deci respectă regulile. Da, am înțeles. Bă, ca să avem asta, trebuie să respectăm așa. Așa-ți
mi-e și mie ușor, e și poate lor nu e ușor, că săracii, na, ar vrea să stea mai mult, dar stau destul în drum spre școală, pentru că, na, înțeleg că te plictisești și te uiți pe geam până la școală, că fac vreo jumătate de oră până la școală. Da, da, și în telefonul cred că e varianta, adică nu ți-au zis de multe ori că li s-a făcut rău, păi se face rău, nu. Că stai în... Nu. Nu, se conectează ei bine cu astea, cu gadgeturile, sunt altă generație, stau mai bine în telefon. Da, 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 da. Și cum sunt cu treaba asta cu... învață la școală sau acasă, cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu? Cred foarte mult. Da? Noi vorbim despre asta des și ne rugăm seara înainte să ne culcăm. Eu și tare. Da, am putea și mai mult, recunosc, dar o să lucrăm la treaba asta, adică și dimineața înainte să începem. Da. Deci cred în asta. Da, da, da. Fain. Bravo. La biserică mergeți? N-am mai fost de mult, sincer, recunosc, n-am mai fost. Vorbești foarte bine engleză, trebuie să le spun oamenilor că te-am sunat să te invit la podcast și am avut o conversație în engleză, ai un accent extraordinar și din păcate nu pot să le spun ce am vorbit, că nu se poate pe post, dar a sunat într-un mare fel pentru că tot mă gândeam dacă înseamnă același lucru și limba noastră și asta înseamnă. Te-am văzut și în film, te-am văzut în Haita în acțiune. Te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc. Și filmul a mers, adică a fost ok. Ai avut emoții? Foarte mari. Și cum făceai să le depășești înainte să începi să filmezi? Ah, păi m-a ajutat foarte mult oamenii din jurul meu. Și da? Brumaru, și Alex Bogdan, și Bro. Adică asta a fost confortul meu. Recunosc că dacă nu erau ei, mi-era puțin mai greu. Ba că mi-era rușine, ba că n-aveam încredere în mine, pentru că nu am studiat treaba asta, adică actorie. Am mers pe să vedem ce talent am și mergem înainte. Da. Ai văzut filmul cu mine și cu Alex? Când este mafioți? Care? Cum se cheamă? Zi-mă! Eu cu Vela am jucat într-un film în care este mafioți. A, pe vremuri. Mulțumesc, Antonia. Am zis că... Ai, cum se cheamă? Te trag și așa cu Jojo? Spune, mamă... Da, era mai mulți acolo. Da, am văzut, n-am văzut. Ce duri eram, ce bine și cam mafioți. Am văzut. Am crezut că e unul, am crezut că vorbeai de Alex Bogdan, în primul rând, că tocmai ce am vorbit despre el. De Alex Vela. Da, da, da. Costume, chestii, adică duritate masculină, tot ce trebuie. Da. Fraților, eu zic să vă faceți și voi un abonament la SX, pentru că o să vă ajute. Cu ce vă ajută abonamentul ăsta e simplu, îți faci un abonament și poți să intri după aia la peste 500 de săli cu acest abonament de la SX să faci sport. Adică, cum să vă zic eu, dacă vrei în curs săptămânii, astăzi faci sport și faci biceps, triceps la o sală lângă birou și în weekend mergi și faci o piscinică la o sală în alt cartier, cum ar veni, de unde stă și ea. Asta ți acordă toată treaba. E și o promoție, dacă intri acum pe linkul din descriere, pe aplicație și îți faci cont, primești 2 intrări gratuite timp de primele 7 zile ca să testezi să vezi dacă îți place. Dar eu zic că e șmecherie. Un singur abonament pentru 500 și ceva de săli? La Las Fierbinți te uiți? Ai văzut un episod? Nu. Ba da, cred că am văzut la un moment dat, dar nu mă uit. Am înțeles. Că vreau să te întreb dintre personajele masculine din Las Fierbinți, dacă care ți se pare cel mai frumos dintre... Probabil tu. Da, mulțumesc. Mă gândesc acum, dar dacă nu te uiți, n-am, că mă gândeam în ce rol ți-ar potrivi ție. Da. Și dacă ți-ar plăcea să joci în Las Fierbinți, ce ai vrea să joci tu, de fapt? Trebuie să mă uit ca să știu ce să răspund. Da, dacă acum mă gândesc că, de fapt, viața ta a întâmplat în Utah, asta e o poveste de la țară, de la noi, nu da, cred că ai legătură. Da, mi-ar să mă regăsesc, dar nu, da. Eu nu știu dacă se juca asta la Fierbinți pe vremuri sau undeva pe la țară, pe la noi, cu greviardul. Erau de ceva. Tot deja graveyard-ul. Nu, era ceva la noi și cu moroi. Sunt mai zona multe, Craiovei. Dar acum nu mi-amintesc, mai ales că mă pui gen zi. Ce ți-a povestit, Alex, că la noi în zona există moroi? Adică sunt oameni care după ce îi îngropi, ei învie și umblă prin... Ce? Da? Există în zona Olteniei, se cheau moroi. Vorbesc serios. Asta e serios. Așa o... Nu. Vorbă, ce? Fiantă, există moroi, adică sunt suflete de-astea care după ce mor nu sunt împăcate cu faptul că au murit și după aia se trezesc din morminte și umblă și bântuie. Știi ce e de făcut ca să rezolvi situația? Sunt două variante, depinde în ce zona Oltenie. Una, ori îl dezgropi și îi bei inima, sau mai este o variantă... Tu faci mișto de mine. Sau e o cum variantă bei care inima? Îl dezgrop mortul și se bate un țăruș în inimă.
Cine a inventat toate treburile astea? Păi, ceilalți, ca să scape de moroi. Adică s-a dovedit a fi eficientă treaba asta. Dezgropa și bătut țărușii în inimă și lăsa țărușul în inimă, el nu mai bântuie. Uh-huh. Și tu ai făcut asta? Nu, am văzut, adică... Ai văzut? Te-ai dus și cum dezgroapă? Ai un kit cu tine de care e ceva special și... Nu, vin groparii și fac asta și se face cu asistența preotului, da. Am crezut că te duci tu de capul tău. Nu, efectiv, se priponește mortul în groapă ca să mai iasă. Și după aia ia un pai și stă și suge... Nu, aia cu botul inimii, nu cred că e adevărat. Am auzit-o din altă zonă, dar tot în Oltenia, dar asta cu țărușul în inimă știu. Cu să-i înfigi un țăruș în inimă, adică... Mm-hmm, da, nu, în Utah nu cred că avea asta așa ceva. Asta zic, în Utah nu cred că asta chiar că e ghost in the graveyard, da, la Utah, propriu. Da, la voi noroc și bine, da, noroc. În Utah la voi cred că aveați voie să-l împușcați, că armele cred că erau la liber. Armele la liber, mamă, erau în Las Vegas, doamne, când eram eu la liceu. Știi, a fost o perioadă nasoală rău. Mă uitam care... ce gust de mandarine fin. Martini Fiero. Nu fac așa că are un gust rău, doar că e mandarină. Așa, sour. E mandarină, da. Știi ce mă gândeam? Că nu mai știu unde am văzut că diferența între, de exemplu, la japonez ca să-ți iei armă. Mi-a arătat frate, un filmul de cunoști. Ca să-ți iei armă la japonezi, trebuie inclusiv să dai interviu și prietenii tăi să spună dacă ai meritat sau n-ai meritat. Faie după ce faci cursul meu de arme și așa mai departe. Și la americani, știi ce trebuie să faci sau ce trebuie să ai ca să poți să cumperi o armă? Asta e o glumă sau ceva? Nu e o glumă, e serios. Mă întrebi? Sau da, îmi spui întreb, ce ai auzit? Te întreb. Nu, așa stau lucrurile. Bani, că mai e... Bani, atât. Da. Adică la americani nu contează. Dacă ai bani, poți să duci să-ți cumperi arma și la revedere. Psycho. Așa că la voi, la Utah, dacă cred că bântuia cineva, adică dacă ați fi avut un ghost, era simplu, nu era cu țăruși. Îl rapapapapapa, cum ar veni băgat înapoi. Mi-am amintit că ți-am adus ceva să încercăm împreună. Ce-i asta? Apropo de America. Bine, asta nu știu că e din America, dar mâncam chestii de genul ăsta în dar America. Ce? Bomboane. Tu acum ai venit să te răzbun că nu mai avem mâncare, pentru că nu mai trebuie să da, știi măi, că mâncarea să vină la podcast, spus... de-abia aștept, pentru că aveți mâncare la greu și mamă, da, măi, mâncare, și-a zis că nu mai are. Și ce-s asta? Bombonici. Nuclear fusion? Uh-huh. Ce înseamnă asta? Ce sunt? Sunt bune. E o capcană? Nu e nicio capcană, sunt doar puțin sour, atâta tot, sunt acre. Hai, ești gata? Da, bubuie, fac ceva, se face limba albastră? Nu știu. Trebuie să sugi la ea. Da. Suge-o. Suge-o și tu, Antonia, da. Hai, bacă. Oh! Hai că zici până când se face dulce. Ce morții e asta, bă? Oh my god. Uite, acum e dulce, n-ai rezistat. Nu cred că devine dulce. Ba da, gata. Ți-am zis să reziști. Mamă, frate, e ceva. Acum înțeleg. Toxic waste. Mi-au dat lacrimile. E prima capcană de genul ăsta. Îți s-o dau așa, că e dulce. Băi, nu. Direct, iau așa. Nu, suge tu până la capăt. Eu nu mai... N-am rezistat să trec de primul val. Mă, e de la copii sau l-ai cumpărat tu? Nu, e de la copii. L-ai găsit la copii? Nu, i-am cumpărat eu la copii. Tu l-ai cumpărat asta la copii? De unde? La Quick Daily? De unde te duci să le iei? Le comanzi de pe internet? Nu. Dar cum să comanzi tu ca mamă pentru copii toxic? Și acum, toate mamele. Da, nu înțelegi câte euro au, nu e ok. Nu e euro. Cam că nu le mănânc în fiecare acum zi. Acum am relaxat, dar mi s-au încordat ăștia aici. Adică atât de acru, amar, nu știu okay. Cum să zic. Nu, da, ceva rău. Și după aia devine dulce, tu vorbești serios. După acum aia se dulce. Sparge și îți mai dă un val puțin de acru și pe aia gata. Dar de ce să iei așa ceva? Nu știu, e... Ai dreptate, dar nici eu nu știu. Ceva, o prostie. Nu știu, să mor eu, am luat, am văzut că mi s-a făcut rău. Îmi place, rău, nu, îmi și... place. Îmi place. Am luat așa, am crezut că bubuie sau ceva, care le știu, dar asta nu mă așteptam să fie atât de... Gata, că fac... M-a dat peste cap, lasă-le aici ca să vadă lumea despre ce e vorba. Am limba albastră. Hm? Ce, ia. Nu. Da, ai puțin limba albastră, da. Dar îmi place asta că...
A venit ea drăguță, vorbește liniștită așa și n-am dat aici, stai să-ți dau ceva. Vorbesc liniștită pentru că mi-e rușine și n-am încredere în mine, vă zic de acum, dar eu vorbesc. De ce? Că nu știu dacă zic o prostie, dacă nu vorbesc corect, gramatical, nu știi cam asta. Știu, știu, am văzut asta, că ți-e teamă de multe ori, adică da, ai vrea sunt să așa, vorbești. Da, da, sunt așa, că sunt, dar vorbesc, vorbiesc. Fiat, o să faceți nunta, am văzut că... Vrem să o facem, da, la un moment dat. Am văzut asta, tot nu mai zicem. Știu unde am văzut că ați declarat. Cine sunt nașii? Cine sunt nașii? Da, că o să aveți nașii. Trebuie să aveți nașii. Nașii de nuntă, ăia care vin să vă pună alea. Am înțeles să... ce înseamnă. Am înțeles. Da. Nu i-a stabilit? Sau ba nu vrei da. Să zici? Ba da, de ce nu? Lucian. Cine? Lucian? Lucian e meu cu soția lui Bianca. Am înțeles. Da. Și... Lucian unde? De la Global, cel mai tare? Unde o să se facă? Nu știm încă, dar nu e că nu vreau să-ți spun. Oricum nu ți-aș fi spus aici. Că sunt curios cât o fi meniu, adică v-ați gândit ca dar că... N-am gândit absolut nimic. Suntem în stadiu în care trebuie să mă întâlnesc cu The Wedding Planner. Da. Și să începem să organizăm. Deci nu știu absolut nimic. A, deci nu ai o idee de cum ai vrea să arate nunta asta? Încă? Puțin am. Adică? Nu. Vreau o chestie care să fie tradițională sau o chestie foarte modernă? Nu, modernă. Modernă. Mm-hmm. Și de ce ești puțin aia? Adică te-ai gândit la rochie, la local sau mama, la ce o să mănânci și o să bea? Am o grămadă de rochie în telefon. Da? 6.000 de stiluri diferite, nu știu. Deci, ai ceva în cap în afară de cum să arată rochia? Nu, nu e nimic pregătit. Nu. Foarte bine. Ce să zic? Mă așteptam să ne dai niște detalii, că ai vrea să o faci într-un loc aparte. S-ar putea nu, să trebuiască să știi că dacă Alex păstrează lumea. Tradiția, trebuie să mergi și în Craiova. Pentru oi sau două, la cort, în fața blocului unde se făcea înainte. Mișto, ne duce. Stabilește un cort, vin vecinii. Fac orice pentru el. Stai acolo și după aia, în partea astălaltă, nu știu cum era la Utah. Cred că... Măi, mai mult zicem Las Vegas, că acolo am stat și... La Vegas. Mai mult, da. Îmi place foarte mult Vegas. Am fost de foarte multe ori, da, și îmi place mult de tot, da. Îmi place unul la mână pentru că acolo am văzut cele mai tari show-uri pe care le-am văzut vreodată. Și unde stai? Adică ai stat pe gen în Red Rock. Strip? Red sau Rock. Nu? Ah, Red Rock, mamă, frumos. Am stat în Red Rock vreo două luni când am fost prima oară. Frumos. Dar era cam pustiu. Da, e, scuze-mă tot. Adică ieșeai pe stradă și ți se părea tot timpul că ceva s-a întâmplat și tu n-ai aflat. Da. Adică ăla era sentimentul. Ce să cauți pe stradă, că e foarte cald. Știu, doar că te duceai până la grocery să iei ceva, store. Știi? Și ieșeai și când vedeai că nu e nimeni, tot timpul, oricum, informația o luam de acasă, fiind fusul orar invers, eu eram treaz, la mine toată lumea dormea, mi se părea, eu cred că s-a întâmplat ceva, da, înțeleg. Și mai bine mă întorc, eu frumos stau în casă. Mamă. Am stat și singur într-o casă huge. În ce perioadă te-ai dus? Nu mai știu când am fost prima oară, cred că să fie vreo 10 ani de atunci și am stat într-una dintre casele care fuseseră o casă de fuseseră lui Ross Stewart. Ok. Era ceva mare, cu o biosferă, cu o nebunie. Dar te întrebam, gen, vara te-ai dus sau când? Vara, am prins foarte cald, da. Deci noi făceam baie în piscină seara, că nu se putea zi. Nu, asta se întâmplă și la noi când e vară. Ideea că acolo este uscat totul, se lipește. Și nu, cum te-ai împăcat cu căldură mare și după aia frigider, după aia căldură mare, când am ajuns frigider. Acolo, ții minte că vreo două săptămâni am avut foarte mult sânge nas, adică suflam nasul și aveam, da, mi-am revenit, am găsit zona de păcănele unde erau 14 grade, băgau oxigen prin toate bulele alea pe acolo. Grocery store și în mașină și imediat, deci ai nevoie de aer condiționat, dar eu stau, nu pot stau fără aer condiționat. Tu din ce cartier ești din Las Vegas? Din ce cartier? Da, păi ți-am zis, eu sunt din Red Rock, eu am stat acolo. Tu ești din Red Rock? Nu, eram fix în Las Vegas. Las Vegas. On the strip? Not on the strip, next to it, in the back of Palms Hotel. Nice. Acolo stăteam. Acolo am stat și eu, a doua oară când am venit, am stat la Palazzo. Ce-mi place. Și în spate acolo. Mi-mi place Caesar's Palace mult. Caesar's Palace. Da. E tare. Nu voi auziți cum vorbesc eu engleză? Ca să nu vă mai aud după aia prin comentarii că voi de mine omul este praf. Uite cum no, mă țin aici. We can speak in English too, it's fine. Da, uite, then putem... you can really like, okay, you can see how much I really like to talk. Ok, we will do it. Uite, I will give you the next question in English. Go ahead. We could also switch it up to a little bit British, you know?
What, what? A little bit of British. I beg your pardon? A little bit of... Do you have a little cup of tea? A little bit of? A little bit of cup of tea. Cup of tea? Yes. Yeah, a cup of tea. I quite fancy that, yeah. Okay. All right, quite then. Fancy. You No, I'm just joking. No, you are serious? No, I'm joking. No, I just have to say tea because, you know, when you like, I meet swamin din Londra, you have to say tea. I think after the morții bomboană, you need tea, that's why. Yeah, yeah. It makes you... It was very... Treaba, nu e... Which one was the most pleasant surprise, make it from a fan of you? The most pleasant surprise? Yes, the most pleasant. My goodness, wait, I have to think. Nu, chiar nu știu, stai. Una plăcută și una nasoală, de la un fan. Deci am primit fel și fel de cadouașe foarte drăguțe. Da. Și postere cu poze, cu scrisoare, brățări, cercei. Am primit de la un fan o pictură cu mine, foarte mare. Da. Care o am reușită? Și am două dintre ele de la două persoane diferite și le am în casa mea. Reușită? Am pus, da. Okay. Foarte frumoase. Și odată am primit mai multe ori, dar nu mi-amintesc fix acum, am problema asta cu memoria. Știu că zic mereu nu mi-amintesc, dar chiar nu mi-amintesc. La Global, la noi la birou, am mai primit cadouri de la și am primit un inel și știu că de mult... Asta vă gândeam, primești cereri în căsătorie sau chestii de combinație? Îmi place de tine, vreau să fiu iubita mea? Nu, dar primesc foarte multe mesaje dubioase în DM. Dubioase? Vai de capul meu. Ce da, era dubios? La un moment dat unul foarte... Insistent? Da, și eu îl blocam, făcea altă pagină, de ani, nu glumesc. Primești nu poze cu bărbați dezbrăcați? Ii strimit? Da. Dar stai, pe bune, stai există și varianta asta. Da, eram la ăla ciudat, da? Unde la un moment dat mi-a trimis o poză cu el, un video, cum și-a gravat un A, da? Așa și curgea sânge și zicea, vezi tâmpita mea, cum te iubesc, tâmpito. Și tot îmi zicea tâmpito, genul ăștia că era alint sau nu înțelegeam era tripul. Era la modul că tu nu bagi în seamă și era supărat pe dici. Da. Trăgea cuțitul pe el. Dar nu era cuțit, era o lamă mică, o lamă dar cred mică, că tot mică, dura. Mică, că să-l doară, dar puțin mutare. Da, dar se vedea așa, un da? A da. Și curgea sângele. Aoleu. Și își făcea nu tot impresionat. Felul. Deci erau numai cârnați așa de mesaje. Așa, multe mesaje. Ciudat, adică ciudate, să gen, cu lama și să... Știu că mă iubești, că nu știu ce. După aia am avut unul unde a falsificat pozele mele și al fiicei mele. Da? Era un pașaport și a făcut Photoshop cu poza mea și mai era încă unul cu poza lui fetița mea și a zis că a contactat poliția română să spună că eu nu sunt Antonia adevărată, că eu mă prefac, Antonia adevărată e de fapt sechestrată undeva în Africa și o are și pe fiimea și că eu nu sunt aia adevărată. Deci... Da, m-a contactat, m-a sunat poliția odată și a spus dacă păi mă simt hărțuită. Eu am aflat de la el după aia, nu știam de situația asta. Omul, nu știu... ce făcea, dar chiar a ajuns la ambasadă, la... Doamne, ferește, eu te-am întrebat, nu, am crezut nebun. Că ai dat steamă normale, nu, cum aveau, și adică... după aia a început să contacteze toți membrii familiei, să vorbească cu ei, să nu foarte ciudat. Și până nu a scăpat de el, a ajuns da, la pușcărie? Nu știu unde a ajuns, dar l-am blocat și am zis tuturor să nu-i răspundă. Da, mă gândesc oricum că... Nu înțeleg dacă sunt bolnav sau care e faza, că primesc foarte multe mesaje ce n-au sens. Ba mă jignesc, ba mă iubesc, ba nu înțeleg nimic, dar își iau din timp să-mi scrie foarte multe cuvinte. E la modul că, adică ce mi-ai spus tu, eu mă așteptam să aflu niște chestii de-astea ciudățele, dar la tine sunt duse în extremă, adică... Da. Păi asta cu, dacă ai primit poze cu bărbați dezbrăcați, mi se pare acum floare la ureche, la modul, da, am primit. Păi da. Stai puțin, că n-are legătură cu ce am auzit până acum. Da, am primit. Dar cum faci față la, de exemplu, la mesajele pe care Alex le primește din partea femeilor? Mi se pare că suntem în același domeniu și am învățat să work with it. N-am. Aha, deci nu nicio. Nimic. Dar lui nu i-a falsificat nimeni poza. Nu. N-a avut a avut probleme cu falsificat poza, dar nu știu dacă ți-a povestit odată, nu. Unde ne-a folosit poza lui la, de mult, la o saună din Roma pentru chiar niște, nu știu dacă zic bine sau nu, se întâlneau niște oameni acolo
și la saună, gen bărbați cu bărbați. Și au folosit poza lui, era gen cap de afiș, el cu abdomenul. Au folosit poza că o să vină și el. Nu, folosea ca și cum el era imaginea, nu știau că el e Alex Vela, că era un cântăreț. Au găsit poza pe net și el era gen... Niște care au luat și l-au pus da, acolo. Da. Și era o saună. Mamă, ce weird e și asta. Și aia se întâlneau acolo italienii și dădeau like unul la altul italien. Și cu gândul la ceva, Vela. Ceva, nu știu dacă cu gândul, dar era gen emblema. Și cum a aflat? A aflat, nu știu, cred că a scris cineva un articol despre treaba asta și așa a aflat. Și n-a putut să-i dea în judecată nimica, că nu. Doamne ferește, eu acum, deci eu sunt speechless, adică mă gândesc că eu mă așteptam la altfel de răspunsuri. Adică cu atât, bă, mi-a zis unul la un moment dat că dacă nu o să fii nevasta mea, eu mă sinucid. Asta am, gen, aia, să fiu... Sânge, tatuat, da, da, făcut da. Poze cu fetița mea, auzi, Vela, poză cu el acolo unde se întâlneau dosniaci. Da, și diverse din ăștia, de vor să fie sclavii mei, de îmi scriu dacă... Sclavii tăi. Da, adică nu vor nimic sexual de la mine, doar să-i folosesc, nu știu, să mi-a scris unul să se ducă să-mi facă piața, să-mi calce, da să, orice, doar asta? Să fie da gen ce e rău de folos. Asta? What? It's weird. Nu, stai puțin, eu zic să iei, că noi stăm și aproape și mai trimis și o listă și nu știu ce. Nu? Pă bune, fă-o pe asta, nu? Deci m-ar ajuta pe mine, uite, de exemplu, să ducă cu, nu, copiii nu i-a lăsat pe mâna la undă asta, dar poate să ne facă o piață, să-ți trimis și o seară. Vine ăla mâine și tu zici vine. Exact, auzi, Andrei, bravo. Zici să-mi iași pe 5 kg de bine. Cartofi, niște ceapă, am putea, niște alea. Am putea. Și tu nu-i zici că e pentru mine, tu zici lasă astea și acolo. Da, da. Și mai sunt și sugar daddies care îmi scriu. Sugar daddies? Domn din ăștia în vârstă. De, și că would you like allowance să-mi dea pe săptămână fără, tot așa, fără nimica. Ce înseamnă domn în vârstă? Că-s curios. Nu știu, sunt... După ce vârstă îi consideri ca fiind... Nu, e urât să zic asta, nu daddy știu. Daddy Sugar, hai mă zi. Nu știu, Sugar Daddy ăștia pe care i-am văzut erau spre 70 de ani. Da? Da. Și ăștia care scriu vor să-ți dea bani fără să nimic. Da, cică. Asta e. Deci e o fraieră. Da, numai da. Bine la un sclav. Da. Decât să... Și după aia multe oferte din partea femeilor că vor să se distreze cu mine și cu bărbatul meu. De la femei? Mm-hmm. Deci femeile sunt mai prezente decât bărbații în genul ăsta de propuneri? De threesomes? Da, cum să nu? Da? Da. Și care e faza? Adică, bă, uite, eu sunt Ileana din Călăraș, am 38 de ani, jur, am doi deci... căței, am o casă la țară și aș vrea să stăm între ei, puteți să veniți aici pe contra unei sume? Una a spus că suntem foarte atractivi și dacă vrem să ne distrăm într-o noapte, face cu cel mai mare drag. Adică n-a fost... Bună, gratis, sunt Ileana. Ca și da. Cum voi la un moment dat, distându-vă voi doi între voi, da, da, la un da. Moment dat unul dintre voi a zis, bă, și ceva, m-am cam plictisit de tine. Aș vrea să mai chemăm o fată care să fie deschisă. Da, da. Deci ea era asta, dar... Și la el e plin numai de poze de din astea, cu fundul, cu știi tu. Eu fac serialul ăsta de foarte multă vreme cu Viața la Țară, la Sfierbinți. Mie nu-mi trimit gospodinele. Nu? Nu, ce? N-am. Gospodinele? Ce vrei să-ți trimite? N-am avut, eu n-am avut așa. Am mesaje, dar n-am avut niciodată intenții de căsătorie sau... Plus că... Mai bine, e ciudat oricum. Adică la mine maxim de mesaj, cum să spun eu, bine intenționat sau de good vibe, a fost că sunt un gras simpatic. Adică nu doar un gras. Că dacă zice, când primești și zice, bă, grasule, atunci ai urât. Dacă zici că e un gras simpatic, aici m-am simțit bine. Am zis, bă, e ok. Dar n-am mai avut cred asta. Că depinde și tu ce postezi, că dacă începeai să te mai dezbrași, așa, cine așa știe? E, da, că până la urmă și noi inspirăm că... treaba asta, instigăm, îți dai seama. El dacă pozează sexy, atrage asta, eu că mai mă pozez mai dezbrăcată, ți-asum. Adevărat, da, 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 până la urmă, da. Da, uite, la asta nu m-am gândit. Inspir sexualitate și da. De... Voi sunteți și genul ăla de sex symbol care... Nu știu dacă arătați. Sex symbol, dar ne așteptăm să se întâmple asta, că... Nu. Zi-mi și mie, Alex, te mai surprinde, îți mai face surprize? Da. Încă mai e romantic, da. Mai e genul ăla? Da, da, da. Da. Ce poți să ne ce care au fost ultimele surprize plăcute pe care ți le-a făcut? Ce te-a surprins? Păi am plecat la Disney cu băieții. Da. A zis că o să plecăm în weekend și eram, wow, e ca un copil, mă bucur de chestii de genul ăsta. Da. Și sper să rămân așa
până dar, când mă duc. Dar surprize care să fie direcționate către tine, nu către copii, adică genul ăla. Păi de... și pentru mine era, da, și de Crăciun mi-a făcut o surpriză drăguță, mi-a luat niște haine pe care au fost chiar foarte pe placul meu. Da. Chestii de genul ăsta mici, adică ne surprindem destul de des când putem, da? Suntem simpli la bază, știi? Și nu... Păi toate că ne plac... Să înțeleg, acum ne tu plac... că una dintre surprizele plăcute de la Alex a fost că ți-a luat niște haine care au fost pe placul tău și poate lumea o să zică pe bune, păi asta n-are stilist, nu îmbracă cineva, nu știu ce. Am, nu, am frate, stilistă. Ai, da, da, ai și te bucuri și la chestii normale când îți ia bărbatul tu ceva. Mă bucur și eu când îmi ia nevastă mea ceva. Nu, asta urmează să spun. Acum ți-am făcut un exemplu foarte materialist, da, cum da. Ar veni, dar poate să mă surprindă cu orice. Mă bucur și știu că o să pară cheesy, dar de multe ori știi cum, avem amândoi treabă. Da. Și uneori scapă mai repede și face surpriză și vine acasă mai repede. Jur că mă bucur foarte mult. Chestii de genul ăsta. Sau deschide partea că am ajuns și gen, what, ai terminat? Yay! Din astea, I know, da. It sounds cheesy, dar chiar mă bucur. Da. Ce să zic? Pare că, adică asta dă dovadă de faptul că vă trăiți viața într-un mod normal. Da. Nu sunteți genul ăla de cuplu care să... Dar, pe de altă parte, te-ai gândit vreodată dacă n-ar fi interesant să faceți o miniserie genul ăsta pe Netflix în care un cuplu celebru și care arată și foarte bine fac ceva episoade din viața lor reală? Și mie să cred că spui asta, deci mi s-a mai propus asta. Nu, eu nu-ți propuneam, mă gândeam dacă v-ați gândit vreodată la așa ceva. Măi, eu nu m-am gândit, el s-a gândit și s-au mai gândit și oamenii noștri din apropiați, prieteni, orice. Nu m-am gândit pentru că sunt o persoană, cum să spun, cu toate că sunt foarte expusă, sunt și private. Vreau să mă mai bucur și eu de chestiile mele care au rămas așa, nevăzute, cum ar fi intimitatea din casa mea. Copiii mei îi mai postez, nu-i postez, e după cum vreau eu. Dar nu sunt atât de expuși pe cât... Nu sunt, n-am o regulă, gen n-am voie sau... Îi pun când vreau eu să-i pun. Uh-huh. Acum nu se știe niciodată că poate o să-mi schimb părerea, poate o să vreau să mă expun, știi, dar momentan sunt într-o fază destul de fapt de ceva vreme în care sunt așa, nu știu dacă aș vrea să mă expun atât de mult, știi? Am înțeles. Dar repet, poate în viitor. Știi că și eu fac la fel copiii, adică câteodată postez, copii, câteodată dar... nu, dar... Așa, nu știu, familia noastră mi se pare ceva foarte sacred. Nu, zi tu, cum se zice. Nu, dar consider că este enough ceea ce e public și ceea ce... Da. Adică aici e zona. Da. Nu mai vrea mai mult sau mai puțin. Uneori, bine, uneori sunt exagerată și când plec în vacanțe sau mă duc în alte țări, sunt, recunosc că regret că nu am filmat ce, nu știu, acolo sau n-am pozat, pentru că eu sunt genul care enjoy ce se întâmplă acolo. Da, mi-e lene să-mi scot telefonul, să fac... O faci mental. După aia ajung acasă și zic, mamă, n-am și eu niște poze. Mai văd la alte femei care au făcut niște poze super tari, sunt creative și sunt... Mamă, de ce nu pot să fiu și eu așa? N-ai avut când, cum ar veni? Nu, am avut când. Am avut când, parcă atunci când sunt acolo, parcă mi-e lene, așa e senzația. Acum nu e lene, e bine să te bucuri de momentul așa cum e el. Da. Dar cu toate astea, eu cred că, revenind la relația voastră de cuplu, eu cred că Alex mai are și momente în care își mai lasă șosetele aruncate prin casă, mai... Își mai lasă șosetele aruncate prin casă, dar el se revanșează, adică nu că se revanșează, nu mă deranjează atât de tare pentru că se implică în ce înseamnă grija copiilor. Nu mă simt singură deloc, e foarte implicat. Te-ai simțit vreodată luată la mișto de băieți? Ăia de mici? Băieții din casă, da. Nu, în combinație cu Alex, adică... Da, dar pe... În ce sens? Gen, că să te ia la mișto, să zic că hai mă, să facem puțină caterincă de mami, că e da, prea serioasă sau acum ceva. Acum sunt în perioadă cu prank-uri. Hai să o prank-uim pe mama. Da, da, da. Sau mă rog, și pe tati, dar... Am vrut să mă prank-uiască în curând. Eu mă sperii foarte ușor, știi? Și trebuie să mă anunțe când sunt prin casă, gen... Nu gen, vezi că vin, dar să fac un zgomot, tot ce fac, că nu știu, sunt într-o perioadă în care am adrenalina, cred că foarte ridicată sau ceva și orice chestie sunt gen, știi? Da. Și fac mișto de mine pe treaba asta.
cum a reacționat Alex prima oară când ai tras o bășină lângă el? S-a speriat? Sau a râs. A râs? A râs? A zis, op! Ce-ai făcut fata mea? N-a făcut, op! Ce a fost asta? Nu, n-a zis ce a fost asta. Nu mi-amintesc fix era ce a spus, că a fost acum de mulți ani, suntem de 12 ani aproape împreună. Băi, știu, dar primul sărut... E, sunt niște momente în viața unui cuplu. Da, nu, nu mi-amintesc când am asta e un moment. Pârți de față cu el. Da. Păi e un moment că dacă a trecut a peste și cum a, a trecut fost funny. Peste, da. Nu, a fost funny. Acum cu încă doi băieți în casă, lucrurile sunt foarte lejere, presupun că aveți foarte multe glume pe tema asta. Nu mai consider că eu, adică toată lumea e așa, pentru cum se vorbește așa ceva cu un alt om? Bă, credeți-mă că e de râs în filmulețe normal, de râs, da. Iar când ești cu doi băieți. Da. Cu încă doi băieți, copii. Adică, na, casa plină de băieți, cred că e funny. Fac și eu mișto cu ei, adică da, nu da, sunt da. Gen... Ah, nu ți-e rușine? Spun, mă, acum suntem în casă, între noi, dar când ieși în public, gen, să nu faci din asta sau... Dar apropo de asta, care a fost cel mai awkward moment pe care l-ai trăit? Ceva în care te-ai simțit penibil de-a dreptul? În public vorbești, nu așa singur acasă sau cu familia. A fost un moment ăsta în care să-ți fie rușine să zici nu cred că am făcut asta. Mă, nu mi-am amintit, sigur a fost. Da? Sigur a fost. Vreo ceva, dar nu... Nu, pe scenă am avut multe din astea. În timpul concertului. În timpul concertului? Că uiți un vers, că... Nu, că nu mai merge microfonul în timp ce cântă piesa. Asta se întâmplă, mi s-a întâmplat și mie, dar nu e o chestie care e penibil, te simți penibil. Te simți penibil, dar nu e de la tine. Dacă organizatorul nu a schimbat bateriile sau nu e ceva, e o chestie tehnică. Am zis eu ceva, eram, nu știu unde, eram într-un oraș și am spus... Bună seara, Timișoara, dar nu era Timișoara, era altceva. Și ce au zis? Cât de penibil. A venit asta, nici măcar nu știu unde... Nu, a, nu, nici n-am apucat să spun. Am zis, bună seara, ti. Și m-am oprit și am făcut o chestie. Am făcut... Și am făcut, bună cred. Seara și am spus orașul ca și cum nu mergea gen ăla, știi? M-am oprit fix când... Ți-a venit asta pe loc. Bine a te-ai fost. Scos. M-am scos, bine. Cred, sper. Am văzut că ți-ai făcut analizele și că ai reieșit la... Că vârsta ta biologică e de 69 de ani. De la a stres? Fost, da, a fost. A acum fost? E... Acum spre ce ești, dacă era la 69, te-ai dus spre 50? Nu, 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 asta a fost, da, asta a fost acum un an sau ceva. Dar te ții bine pentru o biologică de 69, adică... Noi, da, am fost foarte stresată și acum trec într-o perioadă unde... Acum? Iau niște suplimente. Da? Mă de duc relaxare? La terapie? Nu. Am avut un dezechilibru hormonal, da. Știi? Și iau niște suplimente să mă... Dezechilibru hormonal în ce sens? În sensul care, efectiv, parte din hormonii mei, gen și feminine și așa, erau scăzute ca valoare. Mm-hmm. Și... Și a trebuit să iei medicație pentru asta? Da, dar nu medicație, chestii gen suplimente. Naturale. Suplimente da, naturale, înțeleg. Da. Mai multe. Și te-a ajutat mai mult medicația sau chestiile suplimente sau terapia? Ambele împreună. Da? Mm-hmm. Și acum cum stai? Acum stau din ce în ce mai bine. A mai crescut nivelul? Acum sunt, adică din cauza asta mă stresam, sunt și foarte overthinker. Da. De capul meu. Sunt perfecționistă și sunt la pământ cu nervii din cauza asta. Da, ce frumos, da, da, da. Da. Păi și nu te duci în zone de astea în care să te relaxezi, adică să uiți de lume, să duci tu singură, să stai pe un vârf de munte, pe la o câmpie sau... Nu-mi place să stau atât de mult singură, zic. Îmi place maxim să stau câteva ore când sunt singură în casă, mi-e destul, să ascult muzică, să mai cură, să mai... Nu prea citesc, ar trebui să mai citesc, pentru că nu am timp când și nici nu am răbdare. Dar te relaxează, citi tu. Da, adică cum să nu. Adică e genul ăla de activitate. Da, doar că sunt multe cărți care mi s-au făcut cadou, gen, în română. Da. Încep să le citesc și pe aia, buf, dau de un cuvânt de nu-l înțeleg. Stai puțin, mă uit pe Google ce înseamnă și tot fac asta și nu mai înțeleg nimic, știți? Pierd continuare. Asta, copiii învață în engleză sau în română? În română? În română. Da. Eu i-am învățat engleză și iau și acolo la școală engleză. Da, da. Nu sunt pe curriculum de ăsta britanic sau nu, ceva. Nu. Vezi când auzi povești de asta, știi că așa pare din afară că viața ta este perfectă și n-ai niciun fel de problemă. Și acum lumea o să zică, mare problemă. A avut niște probleme cu hormonii. Văd că și-a revenit.
Dar în momentul în care nu se ieși medicație, să faci terapie, înseamnă că lucrurile sunt destul de grave. Adică da. Viața te transformă în așa fel încât nu mai ai totul roz. Da. Am foarte multe responsabilități ca orice om de fel, desigur, și repet, faptul că sunt perfecționistă și am o chestie cu organizarea, trebuie să fiu organizată, că dacă nu, gen, nu știu, mă bulversează dacă nu mă organizez treaba. Așa s-a făcută, dar asta te duce în nebunie, zic sincer, nu e ok să fie așa. Cred și eu. La nebunie. În extremă, da. Da. Ai prietene? Multe? Multe nu. Nu? Nu. Câte prietene bune ai? Să-ți mă gândesc, hai. Pe fete? Da. Fete am vreo 3, 4. Dar dacă ar fi să te întreb cam care este cea mai celebră persoană din agenda ta de telefon? Cea mai celebră? Da. Ce număr de telefon de ții tu, Antonia, în telefonul tău care este trecut ca fiind cel mai important? Păi l-am pe... Nu să nu zici acum... Okay. Alex, iubitul mă... Nu. L-am pe Jayshon. Cine? Dacă știi. No. Jayshon care cântă Ride It, We're All Alone, Ride It. Am o piesă cu el, una veche. Și am rămas amici. Și după aia am pe Madalina Ghenea. Care e celebră? Nu? Ai numărul Madalina Ghenea? Yeah. Oh, se pare că tu nu știi. Ba da, mi-a spus Alexandru. Ți-a zis? Mi-a spus, mă. Mi-a văzut comentariile mele pe nu, Instagram? Nu, doar mi-a spus el pe, nu știu. Ce ți-a zis? Că o să joace într-un film cu tine? Nu. Nu? Nu, asta visez eu. Ai de asta a zis eu că visez. Eram voce eu tare. Eu nu cunosc de Madalina Ghenea, dar îmi place de ea. Zic-o, adică cui nu-i place de ea? La modul ăsta și de-aia, dar nu... Eu visez în fiecare noapte când am coșmaruri, după aia mă gândesc că joc într-un film cu ea și în tot felul. Bine, în filme care s-au făcut. Adică mă duc în Titanic cu ea, mă duc în Avatar. Bine, în Avatar mare. În Avatar am visat-o că era cal. Și mă conectam cu coada mea la coada ei. Da. Dar genul ăsta de filme. Zi-mă, el mi-a spus că tu o să joci cu ea într-un film. Nu e, măi, am zis că visez asta. Adică că mă gândesc că la un moment o să visez, dar dacă o să se întâmple când o să fiu la vârsta lui Michael Douglas acum și Catherine Stagions, o să fie greu să zic. Madalina, vină mai aproape de scaunul meu, crotile, să zic două vorbe. Adică, îl ai pe ăsta pe Jayshon și pe Madalina Ghenea și... Și nu știu cine mai am, trebuie să mă uit prin telefon. Dar ăștia, mi-amintesc, adică clar că i-am pe ei. Nu mai îmi vine cine mai. Pare rău că te dezamăgesc. Nu. Eu să spun vreo Nicki Minaj, ceva. Tu sau prietenii tăi, cunoscuții tăi din showbiz, aveți, de exemplu, chestii ciudate? Uite, Jennifer Aniston păzește în avion numai cu piciorul drept. Ai vreo de asta? Mamă, ar fi tare să am show din asta, o ciudățenie, să fiu ciudată și eu. Lady Gaga doarme și meditează într-un ou gigantic. Eu mă învelesc cu... o pătură de șorici în fiecare de Crăciun, mereu. Spun să glumesc, nu știu, nu, n-am din astea. Tu ai din astea? Da, nu, dar meditezi? Nu meditez. Nu? Nu. N-ai nicio treabă. Nu. Eu dacă am... Tu ai zis că poate îmi vine și mie. Da, dar nu, cine știe. De exemplu, eu am și zis-o, când se termină filmările, când termin și am ultima zi de filmare la Sfârbinți, îmi rad mustața. Da? Da, că nu-mi place. A, okay. Și sunt obligat să port 8 luni pe an și când termin... Da, are sens, că nu-ți place și de-aia o scoți, dar nu e ceva... Da, e și o chestie de superstiție. Da? De exemplu... Zice, n-am scăpat de o... Da, am contractele cele mai importante semnate în viața mea, semnate cu acela stilou. Și când mă duc să semnez, îl iau la mine tot timpul ăla. Dacă îl uit acasă, nu semnez în ziua aia. Da, n-am. Este destul de boring. Îți mai zic de la ăștia, poate ți-au ceva aminte. Bine, asta cu Lady Gaga, că meditează într-un ou gigantic. Când e într-un ou făcut de ceva, nu cred că e un ou realmente. No. Și mă gândeam la ce meditează Lady Gaga. Uh-huh. La univers, la energie. La... Ai fost atacată vreodată energetic? Cred că da. Ai simțit că e ceva în neregulă? Te-a culcat cineva care s-a gândit la tine? Nu, culcat nu. Consider că
Nu știu, n-am avut din asta să mă simt de ochiată sau ceva. Nu cred în asta și probabil de-aia nu mi s-a întâmplat. Eu cred, există, să știi. Am fost și pe mine, mă duc ochii, soacră mai așa cum din telefon. Da? Da, da. Mi se pare că, da, nu știu, trebuie să... Simon Cowell, știi pe Simon? Care? Simon Cowell. Da, da. Se cațără într-un copac în fiecare zi. Gen, înainte să iasă... Nu știu. La treabă, să duce într-un copac? Da, da. Sandra Bullock își face tratament facial cu cremă pentru hemoroizi. Da, adică își dă cu ce ia să caut și eu prin casă, să văd și eu. Partea asta. Da. Poate descoperim ceva ce n-am știut. Ai cremă de hemoroizi acasă? Da. Ce? Nu știu cum se cheamă, e albastru, așa. Tu știi pe ăla? Factogivenol. Totuși, să înțeleagă lumea că vom fi noi celebri și frumoși, păi, dar mai folosim și... Brad Pitt nu folosește săpun și nici deodorant, ci că au prea multe toxine, auzi? Oh, sorry. Megan Fox nu poate zbura cu avionul decât dacă ascultă Britney Spears. Wow! Deci okay, doar pe treaba asta. Dar nu, n-am din astea. Cercam să mă gândesc. Uite ce, am găsit la un moment dat document. Ne-am văzut că lumea întreabă foarte mult dacă tu ai strabi sau chiar îți fuge un ochi așa din când în când doar că vrei tu. Probabil am puțin, cine știe. Deci tu vorbești de asta? Da. Fuge... Păi asta fac eu, dar știu. Uneori în anumite poze sau dacă mă uit mai așa, se întâmplă. Pentru că și eu făceam asta la un moment dat, adică și-am inventat sniper-ul în care am pus pe internet și am zis că am filmulețe în care mă întrebau lumea cum e și ziceam că e greu ca lunetist. Că e... Da. Și la un moment dat, cred că din cauza că exersez treaba asta, mușchiul devine destul de labil din când în când și mai fuge fără să vrei, că nu trebuie să faci. Da, nu-mi dau să... Eu cred că e de când sunt mică, sincer. Dar poți să faci cu amândoi ce ai făcut cu dreptul, doar dreptul se duce... Nu pot, da. Dar se duce foarte repede. Pentru că îmi dau seama când mă uit uneori aici, știi, se duce foarte mult în interior. Probably. Am ajuns la final de interviu și o să îți spun niște întrebări scurte la care nu trebuie să te gândești prea mult. Ok, hai. Întrebări scurte. Pizza sau covriș cu mac? Pizza. Sex în 4 sau sex în 3? Niciunul. Să alegi la un maraton sau să dormi o zi întreagă? Să dorm o zi întreagă. Messi sau Ronaldo? Oh, nu mă pricep. Să dormi sub cerul liber sau 5 stele? Greu. Cer. Să dormi sub cerul liber? Da, da, într-un hotel de lux. Adică din ăla afară. Știi? Spuneți. Deci fii atent. Bă, mi-ar plăcea sub cerul liber, dar totuși să fie un hotel de 5-7 stele. Păi da, să nu fie în natură unde intră gâzele pe mine, să-mi fie că mie. Să fie ceva afară, dar nu chiar afară. Adică în ce context? Că pot să fiu pe... Deci mai sunt camere de hotel care sunt în natură și au condiții, știi ce zic? Da, mă, da. Mie mi-e frică de gâze și de a mea scârbă. Care este insecta care îți provoacă cea mai multă repugnă? Cum se zic la alea? Păi angelul? Da, și alea. Gândacul de bucătărie? Da. Wow. Dar e prietenos, adică... Dar nu e de prietenos, e de... Atât. Mulțumim, fiantă. Vreau să semnezi pe masă. Gata? Să-mi lași un gând, da? Asta să-ți las un gând. Da. Ac. Oriunde. Love, peace and sex and... And chicken? Love, peace and chicken grease. Ah, ok. Prietenii de la cult, toți au pregătit un cadou, să sper să-ți placă. Cât de cute, mulțumesc! Da, toți invitații noștri primesc cadou de la cult. Și ai primit și tu. Mulțumim mult încă o dată că ai trecut pe la noi. Sper să ne revedem curând. O să ne vedem. Și dacă ți-ai sclav, mă anunți. Te anunț. Am lista. Ai, nu? Da. Păi, stai că vorbim după. Vorbim după. Ha. Pup. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, te rog eu frumos, apasă butonul de abonează-te ca să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să știi tot timpul ce este nou și când sunt materialele în tren, să fii șmecher în dreapta mea. Abonează-te pe butonul ăsta care este aici, partea asta. Aici. Te bag în paștele, mătii!